Salut, stupari din Republica Moldova și din România, 15 iunie 24. De vreo oră a început să ivească soarele printre nori, aproape 3 zile cu ploaie, ploaie bună, curată, cum se spune pe la noi, fără vânt. Vreau să verific familiile care ne-am introdus câte un nucleu împreună cu matca. Am trei familii de genul ăsta. Au trecut 3 zile de când, uite așa, am venit cu unificarea asta prin ziar, cum o practic eu. Hai să vedem ce a ieșit. În primul rând verific dacă au rost ziarul. Da, este rost, este făcut o trecătoare. Să vedem ce s-a întâmplat și cu matca care a fost introdusă aici. Adică în 3 zile, dacă au omorât-o, vor fi trase boci de salvare. Dacă e tot în regulă, vom găsi, poate vom găsi și matca, dacă avem noroc. Haideți să vedem. O să iau corpul, să-l pun alături. Uite aici camera mai aproape, să o dau. Și hai să vedem ce a ieșit. Tot ziarul cam în felul ăsta ros. Câteva găuri. Așa, aici nu se vede nimic. Boci nu se văd, un lucru bun. Acum ar fi bine dacă am vedea și matca. Aici văd ouă, văd larvar, un lucru foarte bun. Să vedem, dacă nu a trecut matca în corpul dedesubt, dacă avem ouăle aici, ar trebui să o găsim aici. A? Și pe rama asta sunt ouă. Uite o matcă. Uite-o cam și găsit-o aici la degetul meu. Matca marcată cu verde. Adică totul e în regulă. Acum luăm ziarul. Pentru că dacă îl lăsăm mai mult timp, fac aici mizerie albinile, îl rod. Așa, să ies corpul 2. Asta e un stup roit, care nu s-a întors matca de la împerechere, probabil. Uite așa, și o să venim cu matca în corpul de cuib. O să scot de aici două rame de ajuns, pentru că acolo pe două am puiet și cu tot cu matca o să le introducem direct în centru.
uite așa, două rame mărginașe. Mai departe vin ramele cu hrană, se vede, dar fără puiet. Așa, hrană, după cum am spus, au. Uite, se vede. Și venim aici cu ramele cu puiet și cu matcă din corpul care l-am pus aici pentru unificare. Mă mai uit să văd matca încă o dată ca să o mut în corpul de cuib. Uite-o aici. Se vede. Sper să se vadă. Uite-o, la degetul meu aici, marcat cu verde. O ramă cu puiet și a doua ramă cu puiet. O să scot și rama asta, că nu am spațiu aici pentru ea. Uite așa. Gratia Hahnemann și corpul de recoltă deasupra. Putem felul următor. Un stup rezolvat, o problemă rezolvată. O să-i pun și hrănitorul, poate mai vin cu sirop în funcție de cum evoluează vremea. Ieri am dat siropul prin ploaie. Uite așa, hrănitorul, cârpa asta, pâsla asta, diafragma care e a stupului, încă o diafragmă și capacul. Uite în felul următor, problema rezolvată, adică în practic metoda asta nu am avut rateuri niciodată, adică am încercat să vin și cu un roi, un roiuleț, un roișor deasupra familiei cu probleme. Am încercat și familia cu probleme deasupra unui roi. Niciodată nu au fost probleme ca să mi-o moare matca. Principalul este să nu avem ouă sau larvar din care albinele pot să-și tragă botcă, să nu avem boci și să nu avem matcă neîmperecheat sau altă matcă în stup. Dacă toate condițiile astea sunt respectate, matca este primită fără nicio problemă. Cam atât am vrut să vă prezint, pentru că cred eu așa e corect în momentul când faci un lucru să arăți și rezultatul, care este nu doar că am făcut și cam atât. Eu vă zic o zi bună la toți și culesuri bune la cei care le au. Spor la hrăniri, la și stupari unde nu sunt culesuri, că asta este totul, face parte din apicultură. O zi bună la toți!